De cât timp ești la bază? Păi eu sunt la bază de când aveam 14 ani. De ce ai rămas la bază? Am rămas aici pentru că mi-am descoperit o pasiune și am descoperit o familie frumoasă în care am crescut foarte frumos și am putut să fac multe proiecte în care m-am implicat și am avut experiență plăcută și multe lucruri de învățat pentru viitor. Ce experiență ți-a plăcut cel mai mult? Am avut foarte multe experiențe plăcute în acest cerc, dar cea mai frumoasă a fost anul trecut, când am câștigat locul întâi pentru prima dată la concursul Botoșani, orașul meu drag. Și locul al doilea, cu felicitări! Acum am eu câteva întrebări pentru tine. Ținând cont că generația ta este generația telefon, de ce ai ales să fii în acest cerc? Sora mea, Ilinca, s-a înscris și ea la Sarul Baz și mi-a plăcut ce face, așa că m-am înscris și eu. Și ce îți place să faci cel mai mult la acest cerc? La cercul ăsta îmi place să scriu articole și să mă implic. Cum te implici tu? Mergem pe teren, facem interviuri, facem campanii. Din toate astea, ce îți place să faci cel mai mult? Îmi place să fac interviuri și să scriu articole. Care este articolul tău preferat dintre cele pe care le-ai scris? Articolul meu preferat a fost acum două luni. A fost unul despre Kia Soul, care chiar mi-a plăcut. De ce ți-a plăcut? Care am scris aici la redacție și m-am simțit mai bine. Și unde îți place cel mai mult să scrii? La redacție sau acasă? La redacție. De ce? Mă simt ca acasă. A doua casa mea.